infrastructuri se dezvoltă, se extinde și lucrările de apă, de canalizare, lucrări de rețelei de gaze și atunci în ce stadiu sunt aceste lucrări? Este greu să spunem că suntem într-un stadiu în care să aducem nivel de trai civilizat tuturor locuitorilor comunei. Concret, un caz. Am semnat contract de execuție pentru 10,8 km de drumuri prin Program Național de Dezvoltare Locală în luna septembrie anului acesta. Am dat spre execuție, da, ordinul de începere a lucrărilor, predarea amplasamentului, așa cum prevede legea constructorului câștigător. Începând în octombrie lucrările, timpul era încă bun, străzile acestea au fost escavate, s-a scos zestea de piatră, distanța de la curte la stradă este destul de considerabilă, sunt 35 de centimetri, unde, venind ploile, nu este decât noroi. Oamenii nu pot să iasă din curte cu mașinile, oamenii nu pot să iasă cu copiii, să-i ducă civilizat la școală sau, Doamne ferește, de altă intervenție cu bătrâni, cu tot. Vestea este că această lucrare, într-o săptămână, trebuie terminată pe toate cele trei străzi. Adică până la data de maxim 20, maxim, dar este mult, 15 decembrie, străzile acestea trebuie să fie pietruite, să se poată circula și să ieșim în primăvară din ele. Are termen de execuție 12 luni ale lucrării. Cât au trecut din acest termen? Au trecut decât 2 luni. Deci el are Sunteți în termen. Deci suntem în termen, însă omul nu înțelege acest lucru. Omul nu înțelege acest lucru. Practic 2 luni sunt însemnând octombrie-noiembrie, că la sfârșitul septembrie a fost dat ordinul de începere a lucrării. Deci acestea sunt greutățile cu care se confruntă o administrație publică locală care vrea să atace pe mai multe fronturi. Sunt 5 proiecte, 4 sunt semnate de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL. Compania Națională de Investiții este celălalt, unde e complexul sportiv. Începe și predăm amplasamentul pentru construcția 64 de ANL, blocuri ANL, prin Agenția Națională de Locuințe, tot în Ministerul Dezvoltării Regionale. Am văzut în 2018 șantiere realizate, pe care de altfel ați fost și dumneavoastră, pentru locuințe pentru oamenii nevoiași. Au venit biker din alte zone din țară, au venit oameni cu inimă mare care au pus umărul și v-au ajutat până la urmă, dar și primăria a contribuit la aceste lucruri și ați ridicat locuințe pentru cei care nu-și permit și nu ar fi visat probabil vreodată la ele. Cum vedeți aceste lucruri? Acolo unde administrația publică locală nu reușește singură, cere ajutor. Parteneriatele sunt de nădejde. Tocmai de aceea este foarte important parteneriatul public-privat. Nu doar cel cu ONG-urile, care sunt asociațiile de dezvoltare comunitară Cumpăna, precum și Habitat for Humanity Cumpăna, având deasupra capului Habitat for Humanity International România. Deci România și Habitat International. Vreau să vă spun că acele proiecte sunt necesare unui alte categorii sociale care a depășit vârsta de 35 de ani, deci nu mai pot fi beneficiari de locuințe ANL. Bineînțeles că tot primăria din fonduri proprii realizează infrastructura necesară, apă, canalizare, gaze, energie electrică și abia într-un final drumuri, căi de acces, pentru că ele sunt construite într-un cartier nou, spuneam înființat, introdus în Intravilan în anii 2010, da? Unde avem și complexul campusului școlar, deci unde va fi cel mai frumos cartier, blocuri ANL, locuințe, da? În două tranșe. 2019 ce va aduce? Proiecte noi sau le continuați pe acestea și le duceți la bun sfârșit? În primul rând le continuăm pe acestea pentru a le duce la bun sfârșit, pentru că au termen de finalitate, grădiniță, creșă, drumuri, canalizare. Mai avem un lucru, proiect pentru care a fost ridicată și pe SEAP licitația construirii a unor trotuare în suprafață de 11 km, și, bineînțeles, comuna, neavând până în acest moment prea multe proiecte care să aibă trotuare, foarte puține au avut prevăzute sume pentru realizarea trotuarelor. Ori sunt oameni care spun, deși au asfaltat, dar de ce ai plecat după strada mea și nu mi-ai făcut și trotuarele? Omul, Mariana Gâșu, nu e singur pe pământ. Avem oameni lângă noi, nu doar cei funcționari publici din primărie sau consilierii, cei 17 consilieri locali, ci avem 17.000 de suflete
care trăiesc în comuna Cumpăna. Avem 15.284 de locuitori cu domiciliu stabil în localitate la data de 1 octombrie. Însă mai avem 1.800 care trăiesc în comună, însă n-au nimic legat de comună, actul de identitate fiindu-i pe Constanța sau un alt oraș. Oameni buni, fie că suntem de un an, de doi, de 10 sau suntem născuți, crescuți la Cumpăna, respirăm aerul comunii Cumpăna. Împreună și doar împreună putem să depășim momentele grele pe care le avem în a crea condiții bune pentru noi, dar mai ales pentru copiii noștri, care înseamnă viitorul. Eu, vremelnic răspunzătoare de destinele acestei comune, comună dragă nouă tuturor, spun doar atât. Dumnezeu să vă ocrotească, să vă dea sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, ca avea apoi, să avem înțelepciunea de a putea să iubim pe cei care au nevoie de noi, să încercăm să le sărim în ajutor și să putem să le dăruim din ce avem noi în prag de sărbători, ca lumina să strălucească și în ochii dumnealor. Și speranța că nouă ne va fi bine, că noi vom face să ne fie bine, să fie și în ochii dumnealor. Le doresc sănătate tuturor, prosperitate, dar mai ales bucurii alături de cei dragi, pace, armonie și spor în casa dumneavoastră, spor și în casa comunei Cumpăna. La mulți ani, cumpăneni, la mulți ani, români dragi, și cu toții să rostim într-un glas, la mulți ani, România noastră dragă!